Izovanema sharafama. Bună dragilor, bine v-am găsit sau regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri. Dacă mă vedeți pentru prima dată și voi sunteți în zona de parfumuri, Vă interesează subiectul, sunteți pasionați, sunteți la început de drum sau aveți o colecție impresionantă, sunteți colecționari și vă place genul de conținut pe care îl fac eu aici. V-aș fi recunoscătoare dacă ați apăsa butonelul de subscribe, implicit clopoțelul. Bun. Astăzi m-am gândit să vorbim despre. Uh, Genul acela de parfumuri easy rich, ușor de ales, parfumuri de zi cu zi, parfumuri care ținând cont de temperaturile destul de ridicate de afară, nu deranjează, nu creează acel disconfort nici pentru voi, nici pentru cei din jur. Înainte și înainte de toate. Selecția pe care eu am făcut-o Vom vorbi despre șase parfumuri și o mențiune specială. Sunt parfumuri uh, perfecte pentru vremea caniculară, perfecte de purtat, uh, nu știu, de zi cu zi, în opinia mea. Din nou ajungem la în opinia mea. Poate voi în perioada asta, nu știu, vă place să purtați Dolce Gabbana Light Blue sau vă place să purtați X parfum? Uh, propunerile mele sunt uh, strict gusturile mele, strict ceea ce port eu în această perioadă caniculară pe care eu o iubesc. Da, eu sunt genul care ador soarele, ador căldura, nu mă deranjează, nu, nu, nu. nu. Să nu mai stăm uh, la taclale. Deja am vorbit uh, două minute total pe lângă subiect și să începem cu ce altceva decât cu un parfum al casei Ahmed al Maghribi. Da, n-aveam cum să nu includ, de fapt sunt două. Am două parfumuri ale casei Ahmed. Ce eu le port în această perioadă nu mă deranjează. Primești și complimente pentru ele și vom începe cu Masc de la Ahmed al Maghribi. Masc care se prezintă în 39% concentrație de ulei. Acum, știu că m-a întrebat cineva unde poate vedea concentrația de ulei a unui parfum al casei Ahmed. Pe site-ul celor de la parfumas.ro, pentru că eu strict de acolo îmi achiziționez absolut orice parfum arăbesc. Da? Um, disclaimer. Că trebuia să, să readuc în discuție, de fapt să deschid un subiect legat de site-ul celor de la Parfumas. Parfumurile sunt achiziționate din banii mei, nu sunt promovată, nu sunt promovată, nu sunt plătită pentru a promova, nu absolut nimic. Fiecare are pasiunea lui, nu știu, dar sunt atâtea pasiuni pe lumea asta, eu am pasiune legată de parfumuri. Nu fac reclamă nimănui, eu pur și simplu vin cu niște idei către voi. Da? Revenind la partea cu unde găsim concentrația de ulei, pe spatele sticluței avem aici o etichetă da? Și spune Eau de parfum, ceva în limba arabă, for external use only, 50 de mililitri, 39% volum, made in UAE, da? Deci aici găsim și mai sunt alte sticluțe, vedem la următoarea de la Ahmed, care au în partea de jos a sticlei, ca să nu pronunț cuvântul fund, fundul sticlei, da? Ok, haideți să citim și uh, ca de obicei, vă voi plictisi cu notele pentru fiecare parfum. De ce? Ca voi când vizionați acest videoclip să dați play, să faceți treabă, să vă relaxați în cadă, să stați la plajă la soare, să nu fie nevoie ca voi să căutați notele, da? Și începem, masca Ahmed, note de vârf, <coughs> înghețată. Nu, nu are înghețată. Note de vârf. Lămâie, portocală, note florale. Note de mijloc, coacăze negre, trandafir, iasomie, iar în bază avem mosc alb și ambră. Bun, le voi pufăi pe fiecare în parte ca să pot vorbi pe subiect. Pulverizatoarele, atomizoarele acestei Acestei case. Da, nu știu ce e cu mine. Ca să mai fac o paranteză, la paranteză. În ultimul timp, dezvolt o pasiune care tinde către obsesie, către nota de mosc. Da? Dacă până acum. Pf, 2 trei ani eram strict în zona mea, uh, gurmande tutun, uh, parfumuri tari, da, acum nu știu, eu chiar și vara foloseam, da, genul ăsta de parfum cu uh, pufuri mai puține, dar și vara eram în aceea zonă. E de anul ăsta treaba s-a schimbat, nu știu, ori poate cu înaintarea în vârstă, ori habar n-am. Revenim la masc de la Ahmed. Este genul de parfum cu mosc, bineînțeles, după cum ne sugerează și numele, însă este acel mosc curat, alb, nimic animalic, totodată nu dă acel iz săpunos. Da? Sunt multe parfumuri cu mosc ce cad în latura unui parfum săpunos, nu. În masc de la Ahmed nu avem deloc izul acela săpunos. Este moscul acela bogat, rotund, dulceag, floral, ușor, ușor citric, presupun de la lămâi portocale cu acăze negre, deci ceva. Un mosc curat, alb, rotund, bogat, dulce, acrișor. Da? Undeva pe acolo. Dulce, acrișor sunt uh, citrice îndulcite. Da? Nu, e, uh, nu sunt citricele acelea ușor gurmande. Nu. Pur și simplu e genul de parfum uh, cu mosc care uh, se merită să-l cumpărați chiar și blind, din punctul meu de vedere. Dacă sunteți în zona parfumurilor cu mosc, acest uh, mask de la Ahmed nu are absolut nimic deranjant. Nu este nici genul de parfum cu mosc care pur și simplu fuge de pe tine. Da? Are performanțe extrem de bune, chiar și pe vreme caldă. Pentru că nu știu cum sunteți voi, dar în perioada mai caldă a anului, anumite parfumuri fug de pe mine. Nu, nu au performanțe. Masc nu este, nu este genul. Nu. De altfel, este genul de parfum care atrage complimente. Da. Um, eu, juniorul meu, ca aici vreau să ajung la subiectul grădiniță, um, zona în care locuim noi, nu prea sunt grădinițe de stat, este una particulară, că Am ales-o pe aceea. Și mai merge la Grădii luna aceasta, în luna august. Va avea vacanță deoarece urmează să plecăm în Turcia, la bunicii săi. Și m-am dat într-o zi cu acest masc. Când mi l-a scos doamna educatoare să-l să iau, să ne întoarcem acasă, pur și simplu reacția dânsei a fost: cu ce v-ați dat? Deci. Da? Este genul de parfum, magnet de complimente, uh, curat, luminos, haideți că o reiau, că nu, e genul de parfum ce-l văd versatil, da, pentru că um, îl văd purtat și la birou, fără să deranjeze pe cei din jur, îl văd purtat chiar și la mare, nu știu de ce, are ceva în el, ori chestia asta, ușor fresh, freșul acela de mosc, da? Deci chiar este un parfum purtabil oriunde, oriunde și dacă sunteți iubitoare de parfumuri cu mosc, este mega, mega safe blind buy. Și este și la reducere la ora actuală pe site, dar oricum ca de obicei, în descriere veți avea link pentru fiecare din parfumuri. Vom trece la următorul și vom vorbi despre nimeni altul decât Rare Passion de la AFNA. Rare Passion a fost. Unde ești? Aici. Încă o descoperire pe anul acesta. Este un uh, parfum nou. Ei mai au uh, Rare Carbon și Rare Tiffany, dacă nu mă înșel. Și acum avem din aceeași gamă Rare Passion. Să vă citesc uh, notele pentru el. În vârf avem portocală, mosc, trandafir. În mijloc, ambră, notele lemnoase și vanilie. Iar în bază avem trandafir, mosc și floare de portocal. Vă spuneam eu când am făcut uh, unboxing-ul pentru el, vă las aici clipul că vă spuneam că pentru mine, acest uh, Rare Passion este copilul dintre uh, Love Shy de la Killian și Oriana, de la PDM ca să nu stârcim numele. Trandafirul de aici este unul tânăr, unul verde. Um, nu este genul acela de trandafir elegant, uh, opulent, nu este genul acela întâlnit uh, ca un exemplu în uh, noi Trezor sau uh, Roz Noir de la Ahmed Al Maghribi, da? Este unul tinerel, jucăuș. Tocmai de aceea îl resimt perfect pentru vară. Mă repet, nu este un trandafir copleșitor. Aici nu simt coriandru și bergamota din Love de la Killian. Nu. Oricum nici nu le are listate, dar nu... Asta ca să mă explic oarecum pentru paralel asta? De ce văd eu rare passion copilul dintre Love și Oriana? Simt foarte bine și foarte frumos redată și lucrată nota aceea de portocală din Love. Am spus de când l-am mirosit pentru prima dată că este fix portocala de acolo. Foarte, foarte frumos redată. nu are nici tenta aceea de parfum gurmand, este dulceag. Acum nu știu din nou câte dintre voi purtați parfumuri mai dulci vara, pe mine nu mă deranjează, e drept, nu... Vara sunt pe banca de rezerve din Liga Oversprayer, da? Vara nu, cu anumite parfumuri nu nu pulverizez foarte mult, da? Iar uh, Rare Passion face parte din ele. Rare Passion, ca să-l pot purta de zi cu zi, patru pufuri ap aplic din el. Nu are nici uh, caprifoiul din, uh, din Love. Ce resimt? Resimt foarte bine acordul acela pudrat moscat din Oriana. De asta am spus că este un mix între cele două. Eu în continuare îmi mențin părerea în legătură cu el. Am văzut că nici în afară nu sunt recenzii pentru el, nici pe la noi. Da? Nu prea se vorbește de rare passion. Dar e una, așa le resimt. Copilul dintre Love și Oriana. Este ca și cum ai face layering cu Love și cu Oriana, doar că produsul finit este mai aerat, mai uh, pufos, face sens, are sens, mai aerat, mai pufos, mai ușor de purtat chiar și vara, da? Dacă este prea mult pentru voi de zi cu zi, Seara, cu siguranță, acesta este un parfum de vară. Următorul despre care vom vorbi, de fapt, următoarele trei, um, nu știu cele ce mă urmăriți, și pe Instagram, um, dar am pus un short și aici pe YouTube. Am primit un colet de la Isabela. În colet era și acest uh, colier. Joker, cum vreți voi să-i spuneți, plus multe, multe decanturi, foarte multe. În momentul în care am primit coletul eram așa, da? Deci nu știam seara ce miros, unde miros, care miros, dar ok, vom vorbi despre uh, mistidon de la Peris Corner Dubai Collection. Da? Eu îl am uh, decant. Nu am sticla momentan, momentan sticla. Am văzut-o tot așa mi-a trimis iza poză o să vă inserez aici poza de pe site. Prezentarea acestui parfum în afară de mirosul în sine este divină divină, da, deci dacă aveți de făcut un cadou sau dacă sunteți deja colecționare că una e să fii pasionat și alta e să fii colecționar, sticla aceea chiar merită avută în colecție, din punctul meu de vedere. Să trecem la note. Și anume, note de vârf, bergamotă, frezie, pară, note de mijloc, floare de portocal, trandafir, note de bază, cașmiră, ambră și mosc. Da? Din nou, este un parfum ce puteți găsi pe site-ul celor de la Dubai Collection, cu care am o afiliere, în sensul că eu vin către voi cu un cod de reducere. Dacă doriți să-l folosiți, din nou vă mulțumesc, dacă nu, din nou vă mulțumesc. Voi plasați comanda, puneți codul acela la coș. La final, voi primiți un discount de 5%, iar eu primesc 5% din comanda voastră. Da, deci asta este toată șmecheria, nu se îmbogățește nimeni, nu. Da, e o mică atenție și toată lumea e cât de cât fericită. Ok. Hai să vorbim despre. Doamne. Despre Mistidon. Vai de sufletul meu. Cei de la Paris Corner, am mai spus-o și în alte clipuri, nu se joacă. Da, deci nu se joacă. Avem un mosc fin, curat, proaspăt, totodată ușor sofisticat, ușor elegant. Da? Mistidon este un parfum floral pudrat, moscat, are ADN original, după cum spun și cei de pe site-ul celor de la Dubai. Iar eu, una, sinceră să fiu, nu îmi seamănă cu nimic. Cu nimic altceva de designer, cu nimic altceva de nișă. Nu. Pentru mine face parte, într-adevăr, din categoria aceea de parfumuri unice. E genul de parfum, din nou, în opinia mea, ce strălucește cu adevărat primăvara și vara, mai ales vara. Din nou, în opinia mea, da? În opinia mea, parfumul acesta este bombă pe timpul verii. Vis. Nici acest parfum, pe pielea mea, nu, nu prezintă acel iz săpunos. Nu se dezvoltă săpunos, proiectează foarte bine în primele ore, foarte, foarte bine, iar persistența din nou pe pielea mea în cantitatea aplicată de mine este undeva la uh, 6-7 ore. Și chiar dacă voi vedeți aici lichidul ușor verzui, ușor lăptos, ușor cum vreți voi să-i spuneți, um, nu împătează hainele. <coughs> Nu vă faceți griji, dacă nu sunteți genul ca mine să aplicați parfumul și pe piele și pe haine și îl aplicați strict pe haine, nu veți avea niciun fel de problemă cu acest mistidon. Din nou, un gen de parfum, acel parfum ce-l văd uh, purtabil, la birou, uh, când pleci cu copilul în parc, uh, când pleci la cumpărături, absolut oriunde. Dar totodată, asortat. La o ținută ușor elegantă, îl văd perfect și pentru seară. Este un parfum divin, și da, am spus că iau o pauză. Este în momentul de față, din ce știu eu pe site, este disponibil, dar stau cu minte și stau cu minte și stau cu minte, da? Următorul. Este tao de la Marhaba. Da. Tot în decant de 10 ml, tot de la Iza. Și acest tao de la Marhaba are în vârf nectarină, portocală roșie și condimente, în mijloc vanilie, flori albe, rom și ceai alb, iar în bază miere, paciuli, tonca, lem de santal. Pentru mine acest parfum înseamnă Spicy Vanilla Chai. Da. Fix asta este Tao, este Spicy Vanilla ceai, iar în deschidere mă duce cu gândul la Tom Ford Tobacco Vanil, exact cum spunea și Iza. Da? Chiar, chiar am vorbit cu ea despre acest parfum. Și da, și pe mine deschiderea nu știu care din, din, note, nu știu combinația asta care ar putea să îmi dea acel acord din tobaco vanil, dar așa le resimt. Dacă vă plac parfumurile cu ceai, parfumurile ușor buzi, da? Are rom, nu se simte foarte tare, nu, nu e romul acela să te plovească, Cred, cred, cu cât îl miros mai mult, cu cât îl procesez mai mult, combinația de nectarină cu miere. Nu știu de ce. Am impresia că, de fapt, combinația asta mă duce în zona de Tom Ford Tobacco Vanil. Nectarina cu mierea din el este și din punctul meu de vedere este un parfum unisex da. îl văd purtat și, și de către un bărbat fără nici cea mai mică problemă nu că toți sunt la faza cu to tobaco-vanil Tao este mai aerat și mai fructat dar are în continuare ceva din tobaco vanil. În percepția mea, dacă nu mă înșel, la Tao puteți achiziționa și mostră de pe site, oricum caut și vă las în descriere linkurile. Pentru că, din nou, nu știu gusturile fiecăruia dintre voi, în accepțiunea mea și în percepția mea, Tao eu îl văd purtabil la la vremea de acum, de afară, dar îl văd portabil și pe temperaturi ridicate. Dar, ca să nu achiziționați direct uh, varianta full size, puteți achiziționa mostre să-l testați. Mierea este genul acela de miere proaspătă, nu este o miere in your face, nu este o miere care din nou vine către voi și vă izbește. Este un fructat ușor condimentat. Din nou, mă repet și vă spun, nu este prea mult pentru mine uh, pe, pe caniculă. Deoarece vara, de fapt, ieri, dacă nu mă înșel, ieri am fost cam toată ziua cu Tao, uh, vara, spun vara de parcă l-aș fi testat și iarna, nu mai contează. Acum, pe timpul de afară. Deschiderea este ușor mai tare, însă pe măsură ce se usucă, se usucă, cum să vă zic eu, parcă ar fi un ceai de uh, nectarină, da? Devine un parfum ceios, devine uscarea este mult mai blândă față de deschidere. Pentru că condimentele sunt în nota de vârf, logica. bună dimineața. Da, deci rămâne un uh, ceai de nectarină cu nectarină, ușor îndulcit cu miere. Nu este ceva prea mult. Următorul, din nou, bine, la acesta am noroc. Am noroc în sensul că nu este momentan pe site-ul celor de la Dubai Collection, nici măcar în variantă de mostră de 2 ml. Nici la 2 ml, nici la 5, nici la 10, nici sticla full size. Cardul meu e cum în momentul de față, dar am pus, am activat să primesc notificare prin e-mail, deoarece următoarea mea achiziție cu siguranță va fi Vetiver Delight. Da. Vetiver Delights de la Paris Corner, un parfum inspirat de Bald Baldafric. Este uh, un parfum într-adevăr total unisex. Nu știu, recenzii și păreri la adresa lui au tot fost în YouTube, pe YouTube. Este genul de parfum cu care eu pur și simplu mașin băia, da, deci o găleată mare, dacă se poate, de vetiver delight și nu e nicio problemă, eu mi-o tornă liniștită pe mine, deoarece notele sale sunt următoarele. În vârf avem lămâie de amalfi, crăițe, coacăze negre și bergamotă. În vârf avem lămâie de amalfi, crăițe, coacăze negre, bergamotă, floare de portocal african. Punct. În mijloc avem violet, ciclamen, iasomie, iar în bază vetiver, ambră, mosc și cedru de Virginia. Acest parfum din nou, în accepțiunea mea, în opinia mea, în percepția mea este 90. Și... Hai ca să fiu așa este 97% identic cu Bairedo Baldafric. Da. Și din nou sunt pregătită pentru valul de hate. Acest parfum de la uh, Paris Corner, Vetiver Delight, are performanțe mult mai bune decât originalul um, Baldafric, din care este inspirat. Care da, este un parfum de nișă, este undeva pe la... 700-1100 de lei, da? Iar acesta de la Paris Corner pentru 100 de mililitri, 190 de lei, dacă nu mă înșel. E genul de parfum luminos, vesel, jucăuș, dar când spun jucăuș, nu vă gândiți că pică în latura juvenilă. Nu. nu știu, e genul acela de parfum care te încarcă așa cu o energie pozitivă, îți schimbă starea de spirit, pur și simplu emite energie pozitivă, da? atât ție cât și celor din jur, pentru că este un parfum ce în primele ore are o proiecție foarte, foarte bună, mai ales dacă combinați la modul <coughs> Să vă dați și pe piele, și pe haine, da? Proiectează foarte bine primele două ore pe undeva pe acolo. E genul acela de parfum uh, perfect pentru vară. Este citric, este floral, moscat, cu acordurile acelea de vetiver și cedru. Apropo, uh, dacă nu. Că știu că vetiverul, foarte multe dintre voi îl asociați cu parfumurile bărbătești. Părul nu e în cea mai bună dispoziție, dar trecem peste. Nu este un vetiver din acela uh, greu, nu este vetiverul acela, nu știu, rețeta lui în sine, combinația lui, vetiver, fructele acelea, Florile, adică totul este foarte bine balansat, totul este foarte bine echilibrat, nu e ceva să e, e foarte bine blenduit, nu poți pune degetul pe o notă să spui uite, da, uite, mă trăsnește vetiverul, uite, nu mai pot cu cedru, da, în accepțiunea mea, din nou, nu știu, din toată selecția de azi, cel mai cel mai sigur și sigur și sigur uh, parfum safe pentru birou este acest vetiver delight. Cel mai sigur pentru birou, dar totodată, din nou, e genul acela de parfum purtabil orunde, deci orunde și da, și cu acesta puteți primi complimente. Următorul din selecție și de fapt ultimul din selecție Pentru că mai avem unul mențiune specială Vom vorbi despre nimeni altul decât Love Story de la Ahmed Al Maghribi Care vine în această minunăție de sticluță Deci e... nu știu... nu știu... Cu parfumul ăsta în afară de uh, sticluța asta inimioară supraetajată, da? Cum îi spun eu. Din nou, vă las, nu mai știu dacă... Vreau să spun că nu mai știu dacă a fost în același, dar nu a fost la aceeași comandă cu Rare Passion. Vă las aici linkul pentru linkul pentru video în care am făcut unboxing-ul. Și la acest parfum avem note de vârf, coacăze negre, casis, fructe de pădure roșii. Note de mijloc, ilang-ilang, lăcrămioare, iar în bază avem vanilie, mosc, boabetonca, lemn de santal și ambroxan. Acum, din ce am citit eu, din ce am căutat eu pe net, pe parfumo.com, da? site-ul parfumo.com acest, eu cam pe Parfumo și pe Fragrantica Mission, caut. Pe Fragrantica Casa Ahmed are multe parfumuri, însă nu și acesta Și l-am găsit pe site-ul celor de la parfumo.com Unde am aflat cu durere în suflet Încă nu m-am interesat și la cei de la Parfumas Dar site-ul celor de la parfumo.com spune că acest parfum este discontinuat. Și dacă acest parfum într-adevăr este discontinuat, din nou eu voi suferi foarte tare. Foarte tare. De ce spun asta? E genul de parfum divin. Da? Am dat decât un singur puf pentru că nu avem nevoie de mai multe, deoarece pentru că și fiindcă acesta vine în concentrație de 50% de uleiuri. Deci nu ai cum să te saturi, nu ai cum să te plictisești și nu ai cum să găsești ceva urât în acest parfum. Garantat 100%. Mai ales acum pe căldură. Nu știu, am impresia că e e altceva. E drept din nou că acesta este recent achiziționat. Și nu am avut ocazie să-l testez și pe vreme mai rece. Însă, pentru vremea de acum, 35-40 de grade, cât ori mai fi la ora actuală afară, este fix ce aveți voi nevoie. În anumite recenzii de pe site-ul celor de la Parfumas, am văzut că anumite persoane îl asociază cu lalica metist. Bun. Nu am, v-am spus și când i-am făcut unboxing-ul, nimic nu s-a schimbat de atunci și până acum. Nu am testat uh, la Lica Metis, însă, însă, notele acestui parfum sunt identice, identice, țineți-vă bine, cu Meliora de la Parfum de Marley. Parfum de Marley da? Acest love story este identic cu Meliora și vorbim de PDM, o casă de nișă, o casă extra, mega, ultra, hiper scumpă, în timp ce acest parfum e undeva 100-100 și ceva de lei, da? Dar, să vorbim strict despre el. Miroase, precum un ceai de fructe, precum uh, ceaiurile de fructe din comerț. Nu știu, nu, să nu se înțeleagă că fac reclamă mascată sau ceva de genul, așa că, decât să spun vreo firmă, vă spun ceaiurile de fructe ce se comercializează în magazine, da? la sticle. Miroase. Uh, în genul acela, în genul unui ceai de fructe, nu știu, dar sunt niște fructe de pădure mai coapte. Um, are o tentă dark în el și tenta asta dark, cu asta o asociez, cu niște fructe de pădure foarte, foarte coapte, genul acela de, nu știu, o mure, smeură, foarte închise la culoare, da? Dacă ați mirosit vreodată o tufă de fructe de pădure foarte, foarte coapte, fix, fix așa miroase. Nu știu ce, din nou, ce ingrediente au folosit, însă nu miroase sintetic. Nu, deci parfumul ăsta, nu miroase absolut deloc sintetic, pur și simplu ai impresia că ești acolo lângă uh, tufa de fructe de pădure și o miroși. Deci este un miros foarte natural, are o aromă foarte bine lucrată. Este un parfum gurmand, dar în ce sens? Nu gurmandul acela uh, comestibil, la care să nu știu, nu vezi, atunci când îl miroși, nu vezi o tartă cu fructe de pădure. Pur și simplu asta vezi. Adică, nu știu, mie asta îmi zugrăvește, asta îmi zugrăvește o, un pahar mare cu gheață, cu ceai de fructe de pădure, da? Și cu ceva vanilie, boabetonca. Este superb. Din nou, am spus parfum gurmand. Nu vă gândiți la genul acela de parfum uh, să vă creeze disconfort sau... Nu, 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 sub nicio formă, da? Uh, dacă sunteți în zona de parfumuri uh, fructate pentru vară, dacă sunteți, uh, de ce nu, iubitoare de meliora și aveți uh, vreți să plecați în vacanță, dar totuși ați rămas și fără parfum, și neapărat Meliora e parfumul vostru semnătură, puteți achiziționa acest parfum blind, da? E pur și simplu nișă la un preț de nimic, da? Deci chiar nu știu, este un parfum deosebit, deosebit, um, floral fructat, ușor gurmant cu un hint, da? cu ceva wow acolo. Bun, mențiunea mea specială, pentru că am terminat, da, am terminat cu parfumurile și am spus că am o mențiune specială. O mențiune specială în sensul că vom vorbi despre o esență de parfum. Vine la 20 de mililitri, în momentul de față este 68 de lei pe site-ul celor de la Parfumas, redusă de la 82 de lei. Și vorbim despre Suprem Mask de la Afnan. Da? Care, uitați-vă puțin ce prezentare poate avea. Da? Și aici are niște pietricele. Bun. Această esență. Ieri, m-am spălat pe cap că de asta astăzi nu prea ne înțelegem și stă în toate direcțiile. Și știți din alte clipuri că eu ador să-mi aplic esențe pe vârfuri sau pe lungimea părului. Bun, din această esență. Capacul acesta în sine este foarte, foarte greu. Da, cred că este din metal. Avem și bețișorul de sticlă. Bun. Am aplicat de 3 ori, da, în palmă și apoi mi-am dat în păr. În afara faptului În afara faptului că tot drumul de acasă până la grădii uh, adia vântul și eu nu simțeam decât mirosul acesta, când am ajuns în curte, mai aștepta o mămică acolo să-și ia fetița și pur și simplu a adiat vântul și era undeva la vreo 2-3 metri de mine și s-a uitat așa la mine și a spus, nu vă supărați cu ce v-ați dat și eu eram... Pentru că nu am folosit nimic altceva, mi-am făcut baie și mi-am aplicat decât această esență pe păr. Fără parfum, fără nimic, nimic, nimic altceva, da? Deci, strict esența pe păr. Nu v-am spus uh, descrierea sa, da? Deci am trecut la mirosit din nou, fără să spun nimic despre el. Cei de la uh, Parfuma spun că este un parfum unisex oriental. Într-adevăr, uh, i-am dat și soțului aseară și uh, i-am pus un pic în palmă și și-a dat pe, pe barbă. Și eram toți trei, eu, soțul și juniorul pe terasă, pe balcon și a dea vântul. <coughs> superb! Superb! Da? Deci, cu siguranță îl văd și eu unisex. Cu siguranță! și bărbații îl pot, îl pot purta. Nu conține alcool, este un parfum concentrat pe bază de ulei. Prezintă note intense de mos alb, note citrice, trandafir și note lemnoase. Sticluța este prevăzută în interior cu un bețișor de sticlă pentru o aplicare cât mai, ușor, cât mai ușoară a parfumului. Deci, este acel mosc alb, nimic animalic, uh, curat, floral, dulceag, ușor citric. Nu are să săpunos, deci nici pe, nici pe piele, nici pe păr, nu am simțit că se transformă în ceva săpunos. Trandafirii sunt uh, în percepția mea, din nou, genul acela de trandafir tineri, nu trandafirul acela uh, nobil, nu mirosul acela dens, nu mirosul acela bogat de trandafir, ci un miros uh, vesel și tineresc de trandafir tineri. Deci, am fost atât de plăcut impresionată de această esență. Uh, mai am esențe de la Al Rehab și Orientica. Însă, până acum, niciuna dintre ele nu a făcut față, ca să zic așa, să fie folosită, nu știu, de sine stătătoare. Nu. Întotdeauna aplicam esențele pe păr, iar apoi uh, parfum. Cu această superbitate, deci direct, nu știu, o văd așa pe pe noptiera sau pe măsuța de machiaj a unei uh, sultane sau nu știu, undeva într-un serai, da? Deci prezentarea e divinisimă și ea vine, așa este cutiuța, da? Din nou, dacă aveți de făcut un cadou unei iubitoare de mosc, pentru că da, țipă mosc, deci pur și simplu țipă, Uh, Suprem Supreme masc este fix ceea ce aveți nevoie. Din nou, perfect pentru birou, perfect pentru layering, perfect cu o altă ținută, da, ușor mai elegantă, chiar și pentru seară. Persistența sa a fost undeva aplicat pe păr undeva la 6 ore. Da? Deci 6 ore plus că uh, am aplicat pe păr și am cam mers numai prin soare, da? Nu am avut uh, porțiuni de drum la umbră. Tind și eu să cred că doar de aia au omuleții aceștia din uh, Emirate și așa mai departe atar, da, dacă nu mai înșel despre atar vorbim își aplică aceast, aceste esențe, aceste uleiuri. Nu știu, am impresia, am impresia, dar îl voi mai purta și voi, uh, voi mai reveni cu impresii. Um, sunt de părere că soarele, în momentul în care intră în contact cu soarele, mirosul se amplifică. Și când spun se amplifică, pur și simplu bubuie, da? Deci pentru o esență, nu. Este ceva de nedescris, da? Din nou, dacă sunteți în zona parfumurilor cu mosc, mai ales că este și la reducere, go for it, vorba românului. Nu aveți cum să vă lipsească. Bun, cam acestea au fost parfumurile ce, din punctul meu de vedere și pentru gusturile mele, sunt easy rich, easy to go, da? parfumuri de zi cu zi, da, ai pus mâna, ai luat, ai pufăit. Cam cu astea eu voi defila în această vară, da? Dacă aveți și voi vrunul din ele, dacă aveți vreo recomandare de parfum cu mosc, de oarece și pentru că se dezvoltă o obsesie la mine cu moscul și dacă... Ați fost atente, fiecare din aceste parfumuri, și esența conține Mosc. Dacă sunteți pe aceeași lungime de undă cu mine, sau dacă mai aveți întrebări despre vreunul din ele, vă aștept ca de obicei cu mare drag în secțiunea comentarii. Dacă ați rezistat alături de mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Dacă nu v-ați abonat, vă rog. Să o faceți, da? Și cam atât. Până data viitoare, vă doresc zile superbe, divine, fix cum vă doriți voi, dar neapărat și neapărat parfumate. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă îmbrățișez cu drag și ne revedem curând!